tot cu doamna ministru Olguța Vasilescu, am vorbit dimineață, ca până joi să avem în ședința de guvern rezolvată problema burselor pentru medici rezidenți. Ca să nu mai este niciun fel de interpretare asupra acordării sau nu acestor burse. Este vorba despre ce se întâmplă cu ele în acest moment. Este vorba despre ce s-ar fi putut întâmpla cu ele de luna viitoare. Ca să nu ajungem la luna viitoare la interpretarea unui funcționar, dacă e sau nu venit salariat, le vom tranșa săptămâna aceasta joi în ședință de guvern, ca să nu mai este niciun fel de interpretare. Mai dați o altă ordonanță de urgență? Dacă este nevoie, da. Păi este vacanță parlamentară. Dacă este nevoie, da, vom găsi pe legea de abilitare, dacă găsim un mod de a implementa acest nou act, da. Dacă nu, chiar putem vorbi de un alt mijloc, știu eu, eventual o sesiune extraordinară.